Bine v-am găsit și bine ați venit aici pe canalul meu. Așa cum v-am promis săptămâna trecută, am să vorbesc despre cum am fixat această mânecă începută de sus. Am încercat această metodă pentru prima dată, dar după ce am tricotat toată mâneca, am realizat că la umăr e foarte ascuțită. Nu îmi place să stric. Dacă pot să transform lucrul, e bine. Caietul de notițe este de mare ajutor pentru că am ținut un fel de jurnal al ploverului tricotat. Fire folosite, andrele, câți ochi am pus, unde am scăzut. Am pregătit tot ce îmi trebuie. 3 perechi de andrele circulare. Andrelele care le-am folosit la tricotarea acestui plover, m-am apucat de tăiat în linie dreaptă. Am tăiat aproape de linia de sub braț și am început să destram lucrul de la sub braț în sus spre umăr. Am terminat cu destrămatul. Uite câtă lână am pierdut la destrămare și e foarte important de reținut dacă ne ajunge sau nu lâna rămasă. Am ridicat cei 100 de ochi de la partea de mânecă rămasă, de la sub braț în jos, 54 de centimetri, ce nu a trebuit destrămat în totalitate. I-am pus pe o andrea circulară mai subțire ca să previn destrămarea ochilor. Am început deja un alt plover, aceeași mărime, aceeași lână, culoarea diferită. O să schimb modelul folosit. Spatele și mânecile vor fi simple, fără model. Mânecile o să le lucrez de la umăr în jos și atunci voi face un tutorial pas cu pas ca să se înțeleagă mai bine.
eu deja am cusut mai mult de jumătate din cei 100 de ochi, dar în continuare o să vedeți cum se face și e foarte ușor. Mi-am măsurat lână care am folosit-o la cusut, aproximativ de 5 ori distanța care trebuie cusută. Exemplu. Aveți de cusut 10 cm de tricot, atunci lână trebuie să fie aproximativ 50 de centimetri. Avem două andrele așezate în așa fel ca să putem lua ochii pe rând. La partea de jos, introducem acul de sus în jos, spre al doilea ochi, care este pe andrea. De jos în sus, dăm ochiul jos de pe andrea, tragem lâna ușor, nu strângem, ci doar atât cât să simuleze ochiul tricotat. Ne îndreptăm la andreaua de sus. De sus în jos, în ochiul precedent, și de jos în sus, la ochiul de pe andrea. Și apoi dăm ochiul jos după ce am trecut ața prin el. Și repetăm așa până la capăt.
Am un musafir. Da, imediat ce am terminat, a venit să fie mai aproape de mine, ori să pună stăpânire pe lucrul tricotat, ori croșetat de mine. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Sper să vă fie de folos. Spor la lucru și numai bine. Bye!